Să vezi și să nu crezi. În libertate după ce a violat o bătrână. S-a întâmplat în comuna Livezile, acolo unde un tânăr a pătruns în locuința femeii de 66 de ani, purtând o glugă pentru a nu fi recunoscut. Imediat după ce a comis abominabila faptă, tânărul a fugit de la fața locului, iar femeia a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Polițiștii secției Vânjumare s-au dus la fața locului, iar în scurt timp l-au identificat pe autorul faptei, un tânăr de 20 de ani. Cu toate că a violat o bătrânică, instanța de judecată a dispus față de acesta o măsură absolut halucinantă. În urma examinării medico-legale s-a stabilit faptul că persoana vătămată a prezentat urme ale unui raport sexual recent, fapt pentru care bărbatul de 20 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu și viol, a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Medinți, iar în data de 7 octombrie a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Vânjumare cu propunere de arest la domiciliu, propunere însușită de procuror, ulterior fiind prezentat instanței de judecată, care a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și interdicția de a părăsi țara. Așadar, o decizie absolut incredibilă. Un violator în libertate după ce a distrus liniștea anilor de bătrânețe ai unei femei.